La doar 19 ani se pregătește pentru al doilea său sezon în Liga Secundă de fotbal. Mureșanul Andrei Ludușan a renunțat la echipa unde a debutat în eșalon FC Bihor Oradea și a semnat cu CSM Râmnicu Vâlcea. Atacantul a și înscris pentru noua sa formație în meciurile amicale. Obiectivul lui Andrei Ludușan este să acumuleze experiențe, lucrând din nou cu antrenorul Alex Pelici și să înscrie multe goluri. Unul dintre puținii fotbaliști mureșeni activi în Liga a doua rămâne Andrei Ludușan. În vârsta de doar 19 ani, Târgu Mureșeanul a renunțat la FC Bihor Oradea și a semnat cu CSM Râmnicu Vâlcea. Va fi al doilea său sezon în Liga Secundă și motivul pentru care a schimbat clubul este antrenorul vâlcenilor. Am ales Râmnicu Vâlcea, în primul rând pentru domnul antrenor care este aici, Alexandru Pelici. Am lucrat cu el și la Oradea și mi se termina contractul acum cu Bihorul și am ales să vin aici la Vâlcea pentru ce mi-a spus că e aici, condiții, echipă, că vrea să facă un lot tânăr cu jucători buni, de-aia am ales să vin cu Vâlcea. Startul campionatului în eșalonul secund se dă în 29 august, iar echipele sunt în plin cantonament, cu meciuri de pregătire incluse. Andrei Ludușan a pornit cu dreptul, înscriind deja în partidele amicale. Pregătirea a fost bună, am avut aici la noi la bază o perioadă de 12 zile aproximativ. Am avut până acum 3 meciuri amicale, mâine mai avem unul. Am învins în toate 3, în primul am și înscris un gol. Atacantul mureșan Andrei Ludușan este unul dintre jucătorii cu cele mai multe convocări la loturi naționale de junior și tineret. Are 19 ani și a jucat în aproape 20 de partide sub culorile tricolorului. Este originar din Târgu Mureș, iar parcursul său în lumea fotbalului a fost unul fulminant. După Kinder Târgu Mureș, unde a făcut primii pași în fotbal, a poposit pentru scurt timp la Steaua, apoi a învățat alături de Rege, rămânând 3 ani la Academia Hagi din Constanța. De aici a urmat ascensiunea în Liga a doua, în nordul țării, la FC Bihor Oradea. Contractul semnat acum cu CSM Râmnicu Vâlcea este pe o perioadă de 2 ani. Îmi propun să plec cât mai repede, să fac saltul spre Liga 1. Îmi propun în turul ăsta de campionat să îmi ajut echipa cât mai mult, cu goluri, că sunt atacant și asta e meseria mea. Și sper să ne clasăm cât mai sus. În ediția anterioară de campionat, CSM Râmnicu Vâlcea a încheiat play-out-ul pe primul loc, după ce în sezonul regulat a fost pe locul 7. Doamnelor și domnilor, aici se încheie jurnalul de sport. Sunt Marcela German, vă aștept cu noutățile din domeniu luni la aceeași oră. La revedere!